Ok, revin din nou cu un video, tot pe data de astăzi, adică că m făcut și pe celălalt. Mai exact, pe data de 3 noiembrie, dacă vă uitați sus, în colțul din partea dreaptă, e 3 noiembrie, ora 10 și jumătate, ora Irlandei, bună în fine. vreau să stați un pic alături de mine. Nu știu dacă o să durează video asta mai mult de 10-15 minute. Însă, Vreau să ajungem la o concluzie. Acum mă refer la publicul meu. Că oamenii ăștia doi ei habar n-au. Deci că ăștia nu știu că ei de fapt sunt infractori. Dar o să vă las pe voi, după ce vă uitați la video ăsta, să trageți concluzia. Însă ăștia doi infractori sau nu Pentru cine nu-i cunoaște încă, mister ăsta mi-a făcut mie cică raport în YouTube. Ăsta, flașcă ăsta mi-a făcut mie raport. Așteptând să vedem acum ce decide youtube dacă mă sancționează în continuare sau nu. Că ce am furat eu lui material, auzi, păi materialul tău nu-i da nici măcar hrană la porci, mă băiatul. Ăsta e pastorul Tiberiu Pop, de la biserica Peniel din Anglia, și dumnea ei e soția lui. Din păcate, s-o expus și în media online și vorbește pilde după pilde. Știți cum eu am impresia la... Deci eu chiar am impresia că oamenii, oamenii care stau mult împreună, cred că să e unul după altul. Deci parcă cumva mai rar se vezi să rămână tot așa ca la început, adică unul, cum s-o cunosc cu diferiți, nu să dau unul după altul, dar în sensul rău al cuvântului. Eu am impresia că femeia asta nu a fost chiar așa de ești, dar acum s-a dus pe schiu rău de tot din cauza lui. Bun, înainte, ca să dau pe el la video, video lor, adică video ăsta, link o să-l iau și o să-l atașez în primul coment la video ăsta pe care îl pun acum. Vă rog frumos să vă duceți voi să urmăriți tot materialul lor, uitați-vă un pic în bara de jos. Materialul lor e de 29 de minute și jumătate, adică de o jumătate de oră. Eu însă o să dau play doar la două minute aproximativ, nici nu. Ca să auziți ceva. Pe urmă, uitați-vă voi la tot. Eu n-am să stau să le dau play lor o jumătate de oră aici. Care sunteți curios să ascultați toate aberațiile? Dați numai click, adică dați numai cu degetul pe link și gata. Dar înainte să le dau play, hai să stabilim un pic ce înseamnă infractor. Ca să nu spuneți mie că l-am făcut eu pe pe mustăci, adică pe Mr. Dinț, nu, pe mister uh, Tiberiu Pop, să nu spuneți că îl fac infractor degeaba sau pe soția lui, nu, hai să stabilim prima dată ce înseamnă infractor, da? Deci, ei doi fac parte de la biserica Penil din Londra, uitați-vă jos, după degetul ăsta meu supraponderal, vedeți? El e pastor acolo și ai soția lui, da? Băiatul ăsta o încurca caseta cu mine, tu ai încurcat caseta cu mine, o să ne vedem noi doi în curte, bă băiatul, ne vedem în curte. Până atunci, haideți să mergem un pic în dex, pentru că eu l-am făcut infractor pe el, da? Uitați-vă, oameni buni, că sunt dex, adică în dicționarul explicativ al limbii români. Uitați-vă aici sus, în colțul din partea stângă, vă arăt cu degetul, unde scrie dex online, adică nu vin eu cu definiții. Nu, eu vă arăt exact cum se găsește pe Google. Vă fac o favoare. Ce înseamnă infractor? Infractor înseamnă, vă rog frumos să vă uitați aici, infractor înseamnă așa, o persoană care a comis o infracțiune. În loc de infractor, dacă vreți să folosim un sinonim, putem să mergem foarte ușor să vedem că făptaș, făptuitor, răufăcător sau delinvent, Da? Ăsta ar fi un sinonim al cuvântului infractor. Acum, dacă dăm click pe cuvântul ăsta, pe delinvent, vedem că se traduce normal, se retraduce în delict. Adică ce fapte poate să comită un delinvent, adică un infractor? Ce fapte? Un delict. Haideți să vedem ce înseamnă delict. Uitați ce înseamnă delict, da? Suntem tot în dicționarul român al limbii române. Explicativ, da? Uitați. Un delict, adică o acțiune comisă de un infractor, înseamnă așa. Fapt nepermis de legea penală. Infracțiune de mai mică gravitate care se sancționează cu amendă penală sau cu închisoare corecțională. Da? Deci, în alte cuvinte, un fapt nepermis de lege. Deci, dacă ți să spune că n-ai voie să treci pe roșu, păi dacă tu treci pe roșu, pe automat ești un infractor. Nu că spune Naomi. Așa spune legea. Naomi doar, cum să spun eu, fac publică o anumită situație sau chestii de genul, dar nu eu am venit cu lege, nu eu am venit cu termenul. Dicționar explicativ explicativă României, limbii române, ăsta e cu traducerile, cu tot ce vreți voi, cu explicații, da? Și legea, cu tot felul de amendamente și cu ce fac ei acolo, cu acte, cu știu eu ce, da? Ca să nu mai complic video, ies și de aici, și haideți să ascultați, haideți să ascultați ce spun ei doi. V-am spus, eu acum dau play doar la două minute. Uitați-vă voi la tot video să vedeți câte aberați. Uitați-vă ce titlu a pus numai la video. Uitați ce a pus. Descoperiri primite de la Duhul Sfânt, familia Pop. Wow! Uitați, vedeți oameni buni. Comentariile lor îți Adică ei așa descoperiri au de la Duhul Sfânt, încât o primit descoperire să, uh, comentariile să le blochează, că de cumva vrea cineva să le ceară o părere, cum să le ceară, că doar de ce să spui tu ceva în legătură cu Duhul Sfânt, tu inventezi numai ce vrei și pe urmă oamenii nu mai au drept de apel. Nu băi, familie pop, lăsați-vă comentariul on, că poate oamenii sunt nevoie să vă contactează. Mai mult de atâta, tu, mister, poate vrei să ceri ochelari la soția ta, vezi, tu nu ai ochelari, soția are ochelari, da? No, poate vrei să ceri ochelari și să te uiți că tu aici, la descriere, la video, doar atât ai pus. Un titlu, descoperiri primite de la Duhul Sfânt, atât. Tu n-ai mai pus că nu șeruiți, nu nu știu ce, că e ilegal, că nu știu cum, în alte cuvinte, dacă tu crezi că iară te duci tu și îmi faci mie uh, raport în YouTube și îți cer drepturile de autor, înseamnă că ești, nu numai că ești un din ăsta, un infractor, ești un infractor penal, da? Pentru că tu aici n-ai mai pus nimic, doar atât, un titlu, atât. Nu că e materialul tău, că nu știu ce și nu știu cum. Deci dacă iară vii cu penalități din alea, că eu vezi, doamne, ți-am luat ție materialul, nu uita că YouTube-ul, analfa care ești, YouTube-ul îți dă voie să folosești anumite materiale și secțiuni din videourile oamenilor pe anumite criterii. Criteriul pe care eu merg acum și îți dau ție play la video ăsta fără ca să, eu să fiu sancționată pe drept, pe drept, nu pe nedrept, e faptul că eu critic. Ce critic acum? Critic faptul că voi doi vă expuneți în mediul online și sunteți foarte happy și îndemnați oamenii mai subtil și indirect să facă ca și voi. Cum să facă ca și voi? Ce să facă ca și voi? dau acum play ca să se vadă public. De deci eu acum vă critic. Nu mai poți să-mi dai tu mie report în YouTube pentru copyright. Cash penal dacă faci chestia asta. Nu ai pentru ce. Eu te critic și youtube mă lasă să critic. Înțelegi? Pentru că eu pot să demonstrez asta. Pot să demonstrez că voi vorbiți degeaba în legătură cu pandemia, iar eu vă critic. De deci ce vă critic în oameni mureșan? Pentru că mi se pare banal să vă expuneți infracțiunea în mediul public. Nici măcar un pic de rușine n-aveți să tăceți din gură. Haideți că le dau play și pe urmă revin eu cu o încheiere. Vreau să zic că dacă Dumnezeu ne-a această lucrare din Londra, Dumnezeu ne dă și darurile să o putem duce m-am zis, eu sunt o persoană mai sensibilă, dar Dumnezeu a găsit modalitatea uh, de a mă întări. Vreau să mai zic și uh, da, da, da. Uh, de la Hypes, unde ne-am întâlnit acolo, când eram de Paști. Da, deci eram că, la de un, paști, un moment dat am, uh, pe pașiul pașiul a pandemiei, a pandemiei. am mutat sala în cinci locuri, că tot a venit poliția după noi și tot ne-a oprit și tot ne-a împrăștea și atunci ca să nu opresc programele, pentru că eu am considerat că trebuie să ai grijă de biserică și când este pandemie, nu poți trimite biserica în pauză sau în vacanță, pentru că sufletul omului are nevoie de Dumnezeu. Și atunci am mutat biserica de cinci ori, în cinci locuri, în perioada de pandemie, că de Câte câteva ori intra poliția peste noi, probleme. Noi azi. și haide, era unul din locurile astea. Deci era de Paști? Noi, ne noi aveam voie, cred că vreo 200 de persoane și noi eram peste 500 de oameni. Pentru că multe biserici erau închise și au venit la noi la Peniel și uh, se anunța, vine poliția. M-am pus jos pe scaun și ce puteai să faci, doar să te rogi. Și în timpul ăla m-am rugat, am zis, Doamne, fă ceva, nu știu, fă să nu, să nu ne vadă, să nu vină. sau Și au venit sus, nici nu îndrăzneam să mă uit în spate, că eram undeva în față și în timp ce mă rugam, Dumnezeu îmi vorbește, am trimis un înger. Și am închis uh, ochii polițailor să nu vadă cât sunteți. Ei au venit, hai să vă sunteți, ok? Nu, deci și ei au plecat. venit. Da, au venit și sus, ne-au uitat. Au doar din colidor și cum sala noastră era lungă, pe mijloc nu se vedeau mulți oameni. Și ei n-au mai intrat. Și au zis, voi sunteți bine și au plecat. Da, dar mie Dumnezeu mi-a descoperit că a trimis un înger și le-a închis ochii. Să nu vadă cât suntem. Pentru că dacă ei vedeau... Dacă știu, intrau înăuntru, da. Da, deci dacă intrau înăuntru, știau. Și repede ți-am scris mesaj să te încurajez că Domnul are lucrurile în control și e voia lui să ne întâlnim în continuare. Amen, amen, dragii mei. Ce amen, amen, bă băiatul, ce amen, amen, amen. Dă-o pe amin, mă, pe păi dacă voi vorbiți în română ce vi acum cu amen, amen. În primul rând, nici nu știu ce mi se pare mai banal din tot ce a spus numai în astea două minute, dacă au fost două minute. Nici nu știu faptul că trebuia să fiți numai 200 sau 300 și a fost 500. Faptul că trebuia să nu vă întâlniți de fapt număr așa de mare și totu totuși ați făcut-o. Faptul că mințiți că vi s-a arătat un înger, că îi ia din dioptrie la, vezi doamne, sau îi dă dioptrie la polițiști nu vă vede. Faptul că ați zis că o intra pe colidor, dar după aia nu intrați, că dacă intra, va fi văzut pe toți. Faptul că pe alocuri v-ați contrazis unul pe altul, nici nu știu ce să cataloghez mai penal decât atât. Păi măi, măi infractorilor, eu cel puțin vă consider infractor. Referitor la dicționarul explicativ al limbii românie, voi sunteți infractor și în concordanță cu actele voastre penale pe care le-ați comis în timpul pandemiei, voi doi sunteți doi infractori în libertate. Asta sunteți voi. Sau ați făcut pușcărie și nu știu eu? Vi s-a făcut un dosar penal și nu știu eu? Mă, hai colos după voi că există Dumnezeu, da? Mă repet din nou, eu sunt atei, dar hai colosăm că există Dumnezeu. Tu, Tiberiule, uh, ai tu gelatinată care ești tu? Tu ai spus că tu ai decis că pe timpul pandemiei, Pandemie, nu poți tu să pui biserica pe pauză, că trebuie să ții cont de suflet. Dar cine ți-o spus că trebuie să pui biserica pe pauză? Cine ți-o spus? Oare? În Matei, capitolul 18, cu versetul 20, ce scrie, băi, omule? Tu ai citit un pic? Versetul ăla din Matei, capitolul 18, versetul 20, spune foarte clar. Mă că vezi tu, versetul ăsta e pentru oameni smeriți și ascultători și temători de Dumnezeu. Nu pentru umflături din astea de erinichi, și nici nu știi prin să mândrea mai tare, prin plămânul stâng sau pancreasul drept. Ascultă ce scrie, băi băiatul, în Matei, capitolul 18, versetul 20, că unde doi sau trei, Dumnezeu îi prezent acolo. Deci chiar dacă a fost pandemie, voi dacă v-ați fi rugat acasă câte doi sau trei, sau dacă era cineva care chiar n-avea pe nimeni în casă care să susțină rugăciune, vă putea suna pe WhatsApp, vă putea suna pe Viber, pe Facebook, vă plecați genunchi unul cu altul și zice Dumnezeu clar în Matei capitol 18, versetul 20, că unde i doi sau trei, Dumnezeu este prezent. Sau cum? Voi ăștia care vă întâlniți la biserică, pe voi vă ascultă Dumnezeu și oamenii care nu au posibilitate să meargă la biserică, să presupunem un om bolnav, invalid, un om care stă la țară foarte sus și nu și permite să meargă la biserică câte timp, dar și pleacă genunchea lui sau e gârbojit și săraci, munciți și plin de dureri de osteoperoză, scleroză și tot ce mai vreți voi pe a Dumnezeu nu ascultă că nu sunt biserică? Păi dacă pe ăia îi ascultă Dumnezeu, dacă pe cei necaz nevoiași care nu pot să ajungă la biserică îi ascultă Dumnezeu, de ce nu v-ar fi ascultat pe voi în perioada pandemiei? Sau trebuia neapărat să faceți voi circus? Cât de banal și cât de prostesc faptul și e matur să vă expuneți online și să vorbiți cu atâta mândrie, că eu cel puțin așa văd că ați vorbit cu mândrie, și ați prezentat faptul că am schimbat de cinci ori locația bisericii, ca și cum vă prins într-o parte, v-ați dus în alta, vă prins acolo, v-ați dus în alta, tot așa de cinci ori, nu vi Nu vi să instigați la ură. Voi ce ați făcut, ați instigat la ură, adică ați pus poliția pe drum degeaba. Oare așa trebuie să facă creștinii? Oare ce le-a spus Iisus când vorbea cu apostolii? Oare ce, l ce versete folosea el drept pilde să se facă înțeleși? adică el să se facă înțeles pentru oameni imaturi și dovleci, așa cum ești tu sau cum sunteți voi doi și mulți care seamănă ca voi. Oare ce le spunea Iisus apostolilor când le folosea pilde drept exemplu? Ce? Oare ce au spus? Ce scrie în Matei? Ce scrie în Marcu? Și ce scrie în Luca? Scrie exact același lucru. Poate două, trei cuvinte în plus, dar esența e la fel. Și el spune așa, că Isus le-a spus ucenicilor în felul următor. Și versetele astea le găsit și în Matei, capitolul 22, cu versetul 21, în Marcu, capitolul 12, versetul 17 și în Luca, capitolul 20, versetul 25. În esență spune așa. Iisus le-a spus apostolilor, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mai citesc o dată, măi, gelatină care ești tu și, Doamnă, fă bine ai grijă și spui în mediul online că te faci de râs împreună cu bărbatul tău. Ascultați ce le-a spus Iisus ucenicilor când vorbeam pildi ca să se facă înțeles că o știu că o să fie și oameni un pic mai cu retard și nu o să înțeleagă și cumva le trebuie mură în gură. Citesc, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Da? Acum haideți să vedem ce înseamnă cezar. Mergem tot în dicționarul explicativ al limbii române. Uitați oameni buni că suntem pe Dex. Da? Haideți să vedem ce înseamnă cezar. Uitați ce înseamnă cezar? Da? Cezar înseamnă așa, titlu dat împăraților romani. Acum, dacă ar fi să folosim traducerea asta și ce înseamnă cezar în contextul de față, păi dacă voi vă aflați în Anglia, da? Sau dacă eu sunt în Irlanda. Și dacă a fost legea aia cu pandemia, că acum era faza de pandemie, da? Dacă a fost legea să nu se întâlnească mai mulți în grup de, nu știu, 100 de persoane, voi de ce v-ați întâlnit 500? Voi de ce ați instiga la ură? Voi, de fapt, n-ați făcut cum scrie nici în Matei, nici în Marcu, nici în Luca. Voi n-ați făcut asta. Voi n-ați dat cezarului ce al cezarului. Și acum eu nu vorbesc de și capitole din Vechiul Testament, care ați putea spune la o adică, dar numai când vreți voi spuneți așa, că voi sunteți foarte selectivi în ponegrirea voastră și în desăvârșirea voastră, voi sunteți extra mega de selectivi. Dacă era din Vechiul Testament, mi a fi spus, bă, n din vechime. Nu, eu acum vorbesc din Noul Testament cu Matei, cu Marcu și cu Luca. Dacă acolo Iisus a spus foarte clar în repetate rândului să dați cezarului ce al cezarului, în cazul de față înseamnă să dați ascultare. Adică dacă există un președinte, dacă există o lege, dacă există un partid, o regină sau cine există și ce există și implementează o lege, păi înseamnă că tu trebuie să dai cezarului ce al cezarului. Dacă trebuie taxă pe podul regina Angliei când s-o plătit, tu trebuie să dai taxă. Dacă trebuie să dai ascultare, trebuie să te supui ascultării, trebuie să te supui cezarului. Ca așa te îndeamnă Biblia să dai cezarului, ce este al cezarului? Ascultare. Ascultare pe partea cu finanță, ascultare când vine vorba de legi, ascultare și supunere. Numai că la voi nu există așa ceva. Nu există, voi vă dați în spectacol, voi vă adunați mai mult de nu știu cât, după aia mai vii tu porumbiță Filadelfia care ești tu din soția lui Tiberiu vii tu și spui că ți s-a arătat un hânger care vezi doamne o pus el ceva tămâie și smirnă din costa lui Adam și a lui Eva pe ochii polițistului încât el nu a văzut că sunteți voi numai că vezi tu, tu ai zis că o intrat pe coridor și de la mijloc nu s-o mai văzut vai de mine ce interesant după aia vine Tiberiu și zice că de fapt dacă ar fi intrat ar fi văzut că ți-o fost. Până la urmă, hotărâți-vă. O intra pe coridor sau nu o intra pe coridor. Și chiar dacă o intrat, cum puteți voi să mințiți și să vă folosiți de Dumnezeu în halul ăsta, mă? Mă, pe voi vă leapă de Dumnezeu mai dezastru decât o lepăda pe tăharul de pe partea stângă când a fost răstignit. Vă zic eu, ați ajuns să vă bateți joc de Biblie, eu nu bă de Biblie, eu nu bă eu doar folosesc versete ca să vă arăt că vă nici măcar nu sunteți în stare să împliniți Evanghelia lui Dumnezeu cum credeți voi. Însă voi vă bateți rog Biblie că voi vă proclamați ca fiind creștini, mai mult de atâta creștini penticostali și mai mult de atâta ieșiți și public și faceți niște declarații care îs umilitoare, umilitoare, jignitoare și very offensive. Adică voi sunteți criminali în libertate. Și apoi tot voi îmi faceți mie raport la YouTube că vă iau materialul. Ce material v-am luat, măi? că vă expun în mediul online, vă expun tâmpenile și minciunile și aberațiile voastre. Păi dacă Dumnezeu spune că e prezent unde doi sau trei, eu cred că versetul ăsta a fost scris ca aducerea amintire pentru, persoanei pentru care sunt în situații critice, care, de exemplu, nu pot să ajungă la biserică, orică stau foarte departe, orică nu au mijloc de transport, orică sunt betegi, orică legi pusă și versetul ăsta trebuie folosit ca atare. Adică, a fost pandemia, s-au pus niște reguli, ok, suntem supărați că nu mai putem să ne întâlnim toți, dar oare ce scrie în Biblie? Oare ce versenie vine în ajutor? A, ah, știi, da, de fapt Dumnezeu zis că da, unde doi sau trei, Dumnezeu își plac orechea. Deci nu-i musa noi să mergem să atățăm autoritățile, nu-i musa să mergem noi să ne dăm un spectacol. Tiberiule pop și doamnă porumbiță Philadelphia din cântarea cântărilor. V-am lăsat și aștept, domnule public, să-mi spuneți și mie Oamenii ăștia sunt infractori sau nu sunt infractori și Tiberiu pop abia aștept să-mi faci report și la video ăsta ca să văd ce fel de report îmi faci, sub ce secțiune, de harassment, de bullying, de copyright, abia aștept să văd. Nu uitați că până decide publicul ce sunteți, vă spune Naomi Mureșan din Irlanda, sunteți infractori în libertate și la Dumnezeu, uite așa mi se dă și mie acum și-o pus Sfânta Parascheva schiurile pe unghiile ei și mi a zis Naomi, transmitele că la Dumnezeului rușine de și-o întors fața și de la nord și de la sud vezi în toate părțile, s-o întors și s-o dus pe Marea Mediterană și-o băga capul în apă că nu mai vrea să vadă pe oamenii ăștia. Uite așa mi s-o dat de la Sfânta Parascheva. La revedere!